Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Ceremonialul religios și parada militară organizate în centrul Sucevei cu ocazia Zilei Naționale a României au fost transmise în direct duminică la prânz de Bucovina TV. Cei care nu au reușit să fie prezenți acolo sau să urmărească transmisia o vor putea face în această seară după știri. Aprinderea instalației în bradul central, întoarcerea torțelor și Hora Unirii au fost alte evenimente surprinse de postul nostru de televiziune. Numărătoarea inversă pentru aprinderea luminițelor în bradul din centrul Sucevei a fost făcută de oficialitățile locale și județene. Butonul de aprindere a fost apăsat însă de primarul Sucevei și nepoțelul său, Patrick. 3, 2, 1! Și pentru că asemenea momente trebuie să fie asigurate de cele specifice sezonului de iarnă, invităm balada Bucovinei, Oana Sâr, botezat cu câteva colinde. Da, aș putea spune conform tradiției, pentru al 10-lea an consecutiv, pe data din 1 decembrie, aprinde lumini în bradul de Crăciun. Astăzi, sigur că este Ziua Națională a României, a fost o zi deosebită, cu manifestări deosebite. Vreau să le mulțumesc sucevenilor care au participat în număr destul de mare la evenimente organizate de primării, de Consiliul Județean, de Prefectura Județului Suceava. Și eu cred că astăzi trebuie să fim mai uniți ca oricând, astăzi trebuie să lăsăm orice alte prejudecăți deoparte și să ne strângem cu toții să sărbătorim Ziua Națională. Cât privește programul sărbătorilor de iarnă, începând cu data de 6 decembrie, aici va funcționa până pe data de 10 ianuarie târgul de Crăciun. La fel, produsul în Bucovina, sigur, vor fi cei care vor expune în primul rând aici, în colaborare la fel cu Consiliul Județean, cu Prefectura, organizăm aceste evenimente și în preajma sărbătorilor de Crăciun vor fi foarte multe colinde aici, avem colaborări cu unitățile de învățământ din municipiul Suceava și nu numai, cu datini, obiceiuri de iarnă. Iar la fel conform tradiției, pentru al 10-lea an consecutiv, vom organiza Revelionul în aer liber și în acest an Revelionul va fi organizat la Iuris Mall, pentru că acolo este o suprafață oportună pentru a se organiza așa ceva, cu foarte multe locuri de parcare și cred că este o alegere bună. Încă o dată dați-mi voie să transmit un sincer la mulți ani sucevenilor, românilor, cu ocazia Zilei Naționale. Ceea ce e important de spus este că după Revoluție e prima dată când facem de asemenea amploare festivitatea dedicată Zilei Naționale. După cum bine știți, și Ziua Bucovinei s-a sărbătorit la un alt nivel, pentru că e simplu. Pe de o parte, sucevenii merită astfel de evenimente și drept dovadă este că foarte mulți au ales această zi să fie lângă noi în piață. E și o zi superbă. În al doilea rând, merităm pentru că ne apropiem încet, încet de centenar și unirea Bucovinei cu România, dar și România Mare pe 1 decembrie. Mulțumesc tuturor celor care au fost implicați. Au fost evenimente destul de complicate, greu de gestionat, greu de organizat, însă așa cum ne-am obișnuit, lucrăm în echipă, lucrăm ca parteneri și sincer, totul a ieșit așa cum trebuia și cum a fost programat. La mulți ani Suceava, la mulți ani România, la mulți ani România. O zi plină pentru că este Ziua Națională a României și sigur a fost o muncă de echipă alături de Consiliul Județean, de Primărie, de celelalte instituții de la nivelul județului Suceava, Ministerul Afacerilor Interne. Au participat cu toții și am organizat o zi deosebită care a debutat cu acea ceremonie și paradă militară. Luminile bradului de Crăciun și practic am intrat în linie dreaptă în ceea ce privește sărbătoarea nașterii Domnului, o sărbătoare importantă pentru noi toți și cel mai important este că mii de suceveni au dat curs invitației noastre de a fi alături împreună, atât pentru Ziua Națională cât și ceea ce înseamnă sărbătorile de iarnă. Vă mulțumesc tuturor, la mulți ani Suceava, la mulți ani România! Reîntoarcerea torțelor aprinsă la bază s-a făcut în aplauzele miilor de suceveni aflați pe esplanada Casei de Cultură. Haideți să-i aplaudăm. Dacă sunteți români adevărați, mai cu viață un moment emoțional. Solemnitatea retragerii cu torțe se organizează pentru cinstirea marilor aniversări istorice cu caracter național sau militar.
În Hora Unirii s-au prins pe lângă suceveni și autoritățile administrației locale și județene. Sucevenii s-au declarat încântați de toate evenimentele organizate de oficialitățile sucevene de Ziua României. Știi tu ce zi este astăzi? Da, e Ziua României și e duminică. Așa, deci e 1 decembrie, da? Da. Ai fost la parada militară? Da. Și ți-a plăcut? Da. Iar acum ce aștepți? Spectacol. Spectacol. Și dacă v-au plăcut evenimentele derulate în această zi de 1 decembrie? Mi-a plăcut, a fost foarte bine organizat. Nu a fost niciodată în Suceava până acum așa o organizație cum a fost de data asta, dar... Ce v-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut și defilarea... Parada militară? Parada militară. Și programul artistic și, bineînțeles, surpriză pentru copii care cu diferite baloane lansate și aprinderea pomului de Crăciun, toate sunt foarte frumoase, dar... Spuneți-mi, sunteți un patriot adevărat? Mai credeți în patriotism? Sigur că credem în patriotism, dar toți cred în patriotism, toți care locuiesc în România, cred în patriotism, că fiecare dar a pus umărul chiar și înainteașii noștri și a dezvoltat țara asta românească și cu ocazia asta se vede că au fost patrioți, că dacă nu erau atunci nu era România așa cum este la ora actuală. Spune-mi, știi ce zi e astăzi? Da, da, deși e, da. 1 decembrie? Ce zi e? Decembrie. Și îți place ce se întâmplă aici? Da! Da, de bătică Hanna! La mulți ani de 1 decembrie! La mulți ani de 1 decembrie, la mulți ani că sunteți români. Spuneți-mi, cum v-au plăcut evenimentele derulate în această zi la Suceava? La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani tuturor sucevenilor, nu? Mi-au plăcut foarte mult, fiindcă prin astfel de evenimente practic se poate readuce în sufletul românilor patriotismul și a crea această stare de spirit care, mai ales pentru cei mici, poate reprezenta viitorul țării noastre. Cel mai mult ce v-a plăcut astăzi? Totul.